Majorarea costurilor de achiziție a gazelor a determinat o creștere medie de aproximativ 5,6% a prețului final al gazelor pentru populație. Impactul unitar în prețurile practicate de furnizori clienților casnici reglementați este de 0,68 bani pe kilowatt, ceea ce reprezintă o creștere a valorii facturii lunare estimate la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 de kilowatt pe lună loc de consum. Se arată într-un comunicat al Federației Asociațiilor companiilor de utilități din energie. Această mărire a prețului se pare că este cauzată de majorarea costurilor de achiziție a gazelor din producție internă, tariful de distribuție și marja de furnizare rămânând neschimbate, spun specialiștii. De cealaltă parte, ANRE a anunțat încă de la începutul acestei săptămâni că prețurile pentru furnizarea gazelor la cetățenii care nu și-au schimbat furnizorul vor crește în medie cu 4,8 lei pe lună, asta după ce a fost aprobat noul nivel al sumei fixe unitare de la 81,48 lei megawatt la 88,28 de lei per megawatt. Valoarea pentru perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018 de 81,48 de lei per megawatt a fost aprobată în ședința Comitetului de Reglementare al ANRE din data de 30 martie 2017. Ulterior, furnizorii au cerut o mărire cu valori cuprinse între 0,8 și 1,1 bani per kilowatt, iar ANRE a aprobat creșterea cu 6,8 lei per megawatt.